al primei ediții, este în același timp și gazdă, pentru că Adrian Majuru e acasă aici, la Filipescu Cesianu, o casă în care ne așteaptă cu un roman recent apărut la editura Litera, Hoțul din Curtea Miracolelor, îl vedeți acolo. Un roman în care însă, un roman în jurul căruia o să ne învârtim, nu o să intrăm prea mult în Curtea Miracolelor, cred că o să, o să privim așa peste gardă astăzi, prin bos printre boschieți. Uh, probabil că pe Adriana Juru, mulți dintre dumneavoastră îl știți, nu cred că e cazul să fac eu o prezentare, încerc totuși. Uh, îl știți ca autor de cărți dedicate istoriei locuirii Bucureștilor, dintre care amintesc, nu în ordine neapărat cronologică, Bucureștiul subteran, Cerșătorie de Vagabondaj, București Mahalalelor sau periferia ca mod de existență. București povestea unei geografii umane, cum se distrau românii odinioară, București diurn și nocturn și copilăria la români. E, cartea ajunsă deja la o, o a doua ediție, apărută în 2021, care ne propune și o privire așa un pic în viitor. E, în ficțiune a debutat cu volumul de povestiri șapte variațiuni pentru flautul fermecat în 2011, iar acum recidivează cu hoțul din Curtea Miracolelor. E un roman în care explorează ceva mai temeinic și curtea ficțiunii, un roman captivant, spunem prefață, Cătălin de Constantin, care pariază însă și pe lectura lui ca tratat de antropologie pentru fizion fizionomia periferiilor Bucureștiului interbelic, închei citatul, ca să zic așa. Și romanul acesta ne oferă și tema de discuție a serii. Așa că îl invit alături de mine pe domnul Majuru, pentru că este invitatul special al acestei ediții. Uh, pentru o primă seară, cu o primă discuție, sub semnul deznodământului care nu contează, uh, o, discuție, o discuție, zic eu așa, oximoronic, cinstită, cu cărțile pe masă despre hoți, hoție, hoțomânie, pe aici, pe la porțile Orientului. Nu zic doar în București, că cine știe ce uh, surprize ne vor oferi poveștile celorlalți. Uh, hoțul acesta care se ascunde în carte și pe care o să-l mai ținem ascuns ceva vreme, hoțul acesta e de prin curtea Bucureștilor însă. E Bucureștiul ofertant cu trecutul lui destul de zbuciumat așa pentru acest subiect? E ofertant? A fost? Mai este? Bună seara, dragii mei! E greu să ies din zona de confort a gazdei, pentru a intra într-o zonă unde realitatea și ficțiunea se împlătesc pentru a-și da mâna și pentru a ne oferi un prilej de a reflecta. Orașul ăsta oferă foarte multe maniere de a întâlni povești adevărate, dar pentru a putea face o mărturisire în privința lor trebuie să aștepți, să ai răbdare. Cu domnul Tatamoșu a trebuit să am răbdare aproape 15 ani și, de asemenea, să-l conving să se manifeste după ce Dunea Ruști mi-a zis că uh, povestea merită dezvoltată în ceea ce vedeți aici, pentru că ea, inițial, fusese un treatment oferit domnului Radu Gabrea, din care să se nască un film în 2017, plăcându-i și lumea lui personaj. Um, acum, toate personajele astea stranii care traversează acest oraș și nu-s puține, unele sunt contemporane cu noi, unii chiar ne conduc, să știți, uh, dorește să se manifeste într-o ficțiune unde ei secret eroi adevărat și salvator de națiuni și de orașe și de destine mizere de la periferii uh, uitate. Uh, însă, instrumentele, să știți, că în realității nu, ficțiunii. Instrumentele care îți oferă o măsură adecvată a unui conținut care să atragă, iar ceea ce eu unul aș defri prin atracție, trebuie să cer sprijin ficțiunii. Pentru că metafora și latura sentimentală și afectivă a unei mărturisiri te obligă să faci din, dintr-o poveste ceva în care să se regăsească un cititor, indiferent de gen, de profesie, de așteptări sau de tipul de lectură pe care îl o preferă la vârsta pe care o are, să presupune. Și atunci e complicat. Însă, eu zic, odată ce un personaj real te convinge Că merită să-l ajuți să rămână. El nu s-a gândit când a trăit cum a trăit în anii 30 că ar putea deveni în prezența unei cărți în mâinile unui cititor tânăr, poate de vârsta lui atunci când trăia complicat. Dar dacă este undeva foarte departe și reușește să se vadă asta, cumva mă bucur pentru că. Atunci când a fost investigat de medicul legist la închisoarea văcărești, și-a dorit cumva asta. Iar medicul legist care l-a investigat a existat în realitate, s-a numit Ioan Stănescu și eu l-am întâlnit pe băiatul lui, Florin Stănescu, alături de care am făcut o crestomație despre sinucidere în 2006 sau 2007, dacă nu în mă înșel, fiind și el medic legist la rândul lui. E bine, Ioan Stănescu este autorul primei. Lucrări despre acest hoț și care lucrare a fost premiată de Academia Română în 1935. Destul mare cred că un personaj Hoțul era interesant. Deja celebrum da, într-un fel. Gărtăm să fim împreună în seara asta uh, și da, mi-am ales o poveste veche. Discutam cu Ștefan mai devreme și spuneam că povestea mea e o poveste la granița între real și ficțional, pentru că am mers pe urmele domnului Majuru, cam așa fac antropologii, fură ceva din realitate și transformă în poveste, sau găsesc o poveste în realitate și o transformă în antropologie, depinde cum se joacă. Și uh, povestea mea e tot despre un zugrav, că din câte înțeleg n-am reușit să citesc cartea, mi-a ajuns foarte târziu. Dar, așa, printre rânduri am citit totuși că nu e vorba chiar de un hoț obișnuit, era zugrav ca meserie, da? Ei, eu o să vă spun o poveste tot despre un zugrav. Aici vă că e foarte bine zugravit, dar zugravul meu e un zugrav de subțire, adică e un alt fel de zugrav. Știți că în lumea veche erau zugravii de gros și zugravii de subțire. Zugravii de subțire erau pictorii de biserici și pentru că cercetările mele de teren m-au dus foarte mult prin Oltenia și am avut ocazia să vizitez tot felul de biserici cu moarte, cum li se spune în zonă, am întâlnit și un personaj interesant care se numește Ilie din Teiuș, care a trăit în prima jumătate a secolului al XIX-lea și care a fost un zugrav de subțire foarte interesant, pentru că la toate bisericile pe care le-a pictat el din momentul în care a devenit maestru, pentru că în perioada respectivă zugravii treceau printr-o ucenicie destul de lungă, erau ucenicii calfe timp de 6-8 ani, pe lângă un maestru. În perioada în care el a devenit maestru, la toate bisericile pe care le-a pictat, a făcut și o imagine a morții, niciodată la fel, mereu diferit ce înseamnă mereu diferit, putem vedea moartea călare, putem vedea moartea naripată, putem vedea moartea în scena întâlnirii cu bătrânul, în conformitate cu fabula esopică. Deci a fost cumva bântuit de moarte, dar mereu de o altă moarte, nu de aceeași. Și evident că m-am întrebat ce e cu personajul ăsta obsedat de moarte. Sigur, în epocă erau mulți obsedați de moarte, în epocă erau încă epidemiile acelea cumplite care făceau ravagii de jur împrejur. Dar totuși, de ce a simțit nevoia să picteze acest personaj aparent ireprezentabil? Și am început să caut, am început să caut în realitate și am început să caut în imaginar. Și am descoperit că acest zugrav de subțire a ucenicit pe lângă un maestru, care se numea Vasile și care era și, și diacon, și care avea o școală de zugrav, școala de la Dozești, la o biserică foarte interesantă, înființată de un hoț. O biserică ctitorită de un hoț, spre sfârșitul vieții a vrut să-și spele din păcate și s-a apucat să facă o biserică. Se mai întâmplau lucruri de genul ăsta în, în perioada veche. Oamenii, la un moment dat, încercau să-și curețe biografia. Și la 20 se păstrează și azi această biserică foarte frumoasă pe care a pictat-o Vasile, deci practic maestrul lui, lui Ilie din Teiuș și în care se păstrează până astăzi dialogul dintre bătrân și moarte. Dialogul esopic pe care îl știți foarte bine, bătrânul care pleacă la pădure să adune lemne, pe drum obosit, terminat, cam ca profesorii după cursuri își cheamă moartea și în momentul în care apare moartea îi spune de ce ai venit și moartea spune pe cum, m-ai chemat și atunci el îi zice da, te-am chemat ca să mă ajut să-mi pun sarcina asta de lemne pe umăr că e grea și nu pot să o ridic de unul singur sau în spațiu românesc mai folosește și toposul acela să moară și capra vecinului că e mai tânără și mai grasă de tipul nu mă lua pe mine dar ia pe Luca că-i crapă buca sau pe Ispas că e mai gras și fascinată, m-am uitat la biserica aceasta de la 20, am încercat să-mi imaginez pe Vasile, diaconul care a pictat biserica și pe Ilie care i-a fost ucenic la acea biserică și am încercat să înțeleg de ce Ilie, după ce a devenit la rândul lui maestru, a simțit nevoia să picteze moartea în atât de multe ipostaze. Și am început să caut și să vorbesc cu oamenii și să aflu tot felul de povești și de legende. Și există o poveste pe care o putem duce mai departe, că oricum deznodământul nu contează, nu? care spune că Ilie ar fi fost uh, ucenicul preferat al lui Vasile, ar fi avut o, o relație aproape ca de tată și fiu, uh, a stat câțiva ani buni în preajma lui, a învățat de la el tot ce se putea învăța și când a plecat i-a furat pensula, pensula cea mai bună, cea pe care o folosea să facă detaliile finale ale personajelor și în zonă circulă legenda că de fapt Ilie ar fi fost blestemat de hai să spunem, popa Vasile, că la țară nu prea se știe cum e cu rangurile astea bisericești, care e popă, care e diacon, care e țârcovnic și așa mai departe, și că ar fi fost blestemat să poarte cumva în pictura lui ceva din ceea ce pictase el pentru totdeauna, pentru că i-a furat pensula. Și acel ceva, iată, este moartea, moartea pe care a pictat-o fel și chip, și, mă rog, m-am gândit că e o legendă, că nu are prea mult sâmbure de adevăr, până când am ajuns la Fârtățești, unde e o biserică absolut spectaculoasă, vă invit să mergeți să o vedeți. Biserica Sfântul Gheorghe din Fârtățești. Și la Fârtățești există o scenă foarte interesantă, pictată pe uh, uh, peretele exterior, în care avem de a face cu o moarte absolut spectaculoasă, combinată cu motivul... Uh, desprins din romanul, romanul popular Varlam și Ioasaf, motivul parabolei norogului. Și lângă moartea aceea e un textuleț care pare a fi fost scris de Vasile pentru Ilie din Teiuș sau pare a fi fost decupat dintr-un dans macabru occidental, cine știe cum o fi ajuns acolo. Textulețul sună așa, ar putea fi spus și de moarte sau ar putea fi așa un fel de răzbunare destul ați mâncat, v-ați veselit și ați băut în această lume, ia veniți de jucați și cu mine. Cam asta ar fi deznodământul pentru toți, mai devreme sau mai târziu. Eu, de fapt, m-am gândit, gândit la trei uh, momente, trei decupaje temporale. Uh, și Până acum, până au auzit pe Cristina, am tot ezitat despre care să vorbesc. Trei povești. Trei povești, da. Prima e cam din vremea Micii Uniri, a doua poveste e cam de pe la 1900 și ceva, și a treia este cam de pe la 1920 și ceva. Uh. Fiind mai înfricoșătoare, pe cea de la 1920 ceva o să o las deoparte, cel puțin deocamdată, pentru că la tipologia pe care ai schițat-o mai devreme, Anca, aș mai adăuga încă un caracter, tâlharul, care este înfricoșător și care, mă rog, poate avea și... Uh o anumită patologie. Ajunge în zona criminalității dure. Exact, exact, exact. Și care de altfel a făcut, a făcut obiectul de studiu al unor cercetări de care Adrian Majuru s-a ocupat în calitate de istoric și antropolog. Și atunci o să mă refer la primul decupaj, la povestea din jurul Micii Uniri. Pe care am cules-o dintr-un text pe care îl știm mulți dintre noi, cred, dar nu știu dacă i-am oferit foarte multă atenție în facultate, este nenorocirea unui slujnicar sau gentilomii de Mahala. O poveste foarte frumoasă și neterminată, deci care se încadrează perfect aici în, în discuția noastră a lui Nicolae Filimon. Nicolae Filimon avea intenția de a crea o pereche a ciocoiului mult mai cunoscut din uh, ciocoi vechi și noi, ciocoiul fiind hoțomanul, arivistul uh, din vremea regulamentului organic, în vreme ce uh, slujnicarul, așa îl numește, ar fi hoțomanul, hoțul, arivistul, din vremea Uh, mici uniri sau uh, de 10 ani mai târziu, să zicem, cam din 1850 începând. Odată cu Convenția de la Paris, el folosește acest, uh, acest reper istoric. Da. Uh, un fel de ciocoi de, de școală nouă, așadar ar fi slujnicarul, și găsește și un nume, pentru că uh, Filimon este adeptul metodei fiziologiilor care erau foarte la mod atunci, în acea epocă, în literatură, și creează această fiziologie a slujnicarului pe care îl reprezintă. Îl reprezintă foarte pictural. Este un tip care poartă părul lung, plete negre, o pălărie bombe, are o manta de carbonar și fiindcă este iarnă și e destul de frig în București, poartă niște galoși de gumilastic. Ceva nou și ceva destul de scump, da. Acum se pune întrebarea de unde avea toate lucrurile astea. Nu era deosebit de bogat, e adevărat că locuia în Mahalaua cu iubul cu Barză, însă nu îl dădeau banii pe afară și nici nu era moștenitorul vreunui boernaș. Acest mitică rămătorian își făcea veacul în noul, nou construitul pasagiu român. Și aici mi se pare că putem intra altfel, putem aborda altfel relația dintre ficțiune și istorie, nu pornind de la istorie către ficțiune, ci pornind de la ficțiune către istorie. Pentru că scritor precum Nicolae Filimon încearcă în operele lor să surprindă un moment, din, să, să facă un fel de fotografie, dacă vreți, o fotogramă a vieții bucureștene de atunci. Și ce fotogramă putea fi mai caracteristică pentru București anilor 1858 59 decât pasajul român proaspăt construit, inițial era acoperit de sticlă și se întindea de la actualul magazin muzica până în jos spre Cismigiu citindu-l pe, pe, Filimon, împreună uh, și însoțindu-l pe acest mitic rămătorian, ne putem uh, imagina Bucureștiul de atunci. Uh, intrarea dinspre Calea Victoriei uh, era uh, uh, în fața unui magazin care se numea Hötch und Müller, un magazin de toalete și de îmbrăcăminte elegantă, atât pentru dame cât și pentru bărbați, magazinul real, Există și în, în pozele sau, mă rog, litografiile de atunci. Uh, și ei bine, uh, acolo, Mitică, următorian, își găsește o iubită. Uh, pentru că, ne explică din nou foarte guraliv naratorului Filimon, cum e de obicei, Uh, Miticarul Rumătorian era un slujnicar, ceea ce va să zică nu un slujitor, nu uh, un servitor, ci un fel de om care vrea să uh, ajungă, să suie pe scara socială, pornind de la uh, aventurile pe care le are cu slujnice. Cam asta este categoria. Este un escroc sentimental. Așadar, din București, acelor vremi. Asta este un slujnicar care uh, are și, e adevărat, un caracter slugarnic și care, se sperie, Filimon, care nu îi prea iubea pe liberali și nu prea iubea modernitatea asta care îl speria, va ajunge sus politic. Uh, mitică rămătorian, așadar, uh, uh, are o aventură cu uh, o slujitoare, cu o slujnică care lucrează la magazinul Hatch und Müller de la începutul pasajului român. Da? Pe această femeie o cheamă Rezi, este frumoasă, este un guraică și îl iubește pe mitică. Însă, la un moment dat, ea mai are un prieten ungur și, dintr-un motiv pe care nu-l dezvoltă suficient autorul, hotărăște împreună cu acest prieten care este spion la poliție, poliția din vremea lui Mazar Pașa, ne putem gândi, deci o poliție care a început să fie destul de respectată, îl purăște spunând că este vinovat, că ar fi vinovat de un atentat, poate chiar asupra lui Mazar Pașa asupra unui înalt personaj din poliție. Un atentat care a avut să atunci al loc. Mai întâi vrea să-l cunoască, acest iubit al, doilea iubit al lui Rezi, și atunci se duce în pasajul român, unde, cum spuneam, își făcea veacul mitic următorian. și stătea la masa faliților, așa se numea, de ce? Pentru că nu se consuma nimic acolo, nu prea aveau bani oamenii, uh, și sta acolo cu Găinescu, prietenul lui, de care ne putem imagina cu ce se ocupa. Destul de transparent. Limon. Exact, destul de transparent omul. La acea masă sosește și acest <coughs> prieten ungur, prietena lui Rezi, care până la urmă e suficient să deschidă, două, să deschidă puțin discuția pentru a îi provoca lui Mitică Rămătorian o confesiune. O confesiune pe care o făcea din fanfaronadă, nu se se deloc angajat în așa ceva, dar îi plăcea să se laude. Așa sunt acești hoțomani și scroci sentimentali. ce se întâmplă mai departe este că Mitică Rămătorian este adus la poliție, unde este torturat cu nuiele și cu cărămizi, cele două torturi care se practicau atunci, era așadar șficuit cu niște nuiele de trestie și pus să stea pe niște cărămiți fără să se miște mai multe, cât, cât era nevoie puteau să fie câteva minute, puteau să fie câteva zeci de minute puteau să fie și o oră până când face mărturisiri complete mărturisiri complete sunt mincinoase scapă și povestea se cam încheie aici sau se disipează mai degrabă